Domnule președinte, garda de onoare constituită în cinstea soției dumneavoastră vă prezintă onorul. Sunt comandantul gărzii, comandor Alexandru. Este ora! Pavilionul, geacul și marele pavoaz, sus! Apărătoare ale fruntariilor de ape ale României, forțele navale române se prezintă astăzi ca un organism aflat în plin proces de modernizare, cu structuri militare dinamice, încadrate cu profesioniști redutabili, care au pasiune și vocație pentru profesia lor, care sunt căliți în misiuni și exerciții internaționale, antrenați permanent să acționeze după proceduri interoperabile în cadrul Alianței, constituind o categorie de forțe aptă să acționeze în concordanță cu noile provocări de securitate din regiunea Mării Negre, în apărarea intereselor de securitate ale României. Thank you.